Bună ziua și bine v-am găsit la profanul exercițiu de matematică. Da. Are dreptate. Deci, da, mai da. Exercițiu 21 la pagina 10. Cât vă fracția? 7 supra 2x plus 1? E fracția. 7 supra 2x plus 1. 7 supra 2x plus 1. Să determine toate numele naturale x, astfel încât fracția să aibă numărătorul mai mare decât numitorul. Deci să se determine x așa încât fracția să fie dacă numitorul e mai mare decât numărătorul, nu? Astfel încât fracția să aibă numărătorul mai mare decât numitorul. Numărătorul mai mare decât numitorul. Adică 7 să fie mai mare decât 2x plus 1. Astfel se cheamă că fracția e supraunitară. 7 supra 2x plus 1 supraunitară. Și acum să vorbesc un pic și pentru Davide, ca să numea și el. Știi ce, Davide? În viața de toate zilele se impune nevoia de a discuta și despre fracții. Voi ați discutat despre fracții și în clasa a patra. O doime. O doime, o treime. Adică ce înseamnă? Când trebuie împărțit în două. Da? Deci eu când zic 1 pe 2, înseamnă egal jumătate dintr-un întreg. Ăsta de jos cheamă numitor. Numitor, da. Dar tot așa am zis. Da. Și ăsta se cheamă numărător. Numărător. Și totdeauna ăsta de jos ne spune la cât împărțim pe sus. Da? Deci 1 pe 2. Numitorul ne indică la cât împărțim numărătorul. Ei bine, insist să spun așa. Dacă spun 3 pe 2, eu înțeleg că e vorba de 3 doimi de asta. 3 doimi. Adică o jumătate, încă o jumătate și încă o jumătate. Dar dacă ai 3 împărțit la 2, da, 3 împărțit la 2, înseamnă că de fapt tu ai mai mult de un întreg. Ia să văd dacă nu-l pot să scriu așa. Uite, 3 supra 2. Poate să fie văzut de noi, ca un și doi, ca să fie, dacă un trebuie... Un cerc și jumătate. Un cerc și jumătate, sau pune și jumătate, sau ce vrei tu, din trei doimi, faci un întreg și mai rămâne încă jumătatea, a treia jumătate. Poți zic așa, din 2 plus 1, totul pe 2. Prin răzări poți scrie ca 2 plus 1, totul pe 2. Și asta înseamnă că poți să văd ca 2 pe 2, din două fracții, 2 pe 2 plus 1 pe 2. Adică 2 pe 2 face 1, 1 întreg și o doimă. Iată că e frumos a ieșit. Că 3 pe 2 semnifică un întreg și o doimă. Adică cum ar fi faci un pătrat, îl dai în două lehajuri respectate și mai faci unul, îl dai în două, mai faci doar unul. Da, asta înseamnă 3 doimi. În final, înțeleg așa, prin fracție, două lucruri de schimbă. În loc să-și împărțire, pui linia asta. Da. Ăla de sus, numărător, și ăsta îți cheamă numitor. Ăsta de jos îți spune câte părți împarți întregul, iar ăsta spune câte părți de cele ei. Da? Uite, împarți în două și ai trei părți de astea. Te rog să-mi spui ce înseamnă 7 supra 6. Ce înseamnă 7 supra 6? 6 cercuri și jumătate. Nu. Înseamnă așa. Întregul e împărțit în 6. Și noi luăm 7 de acelea. Dar tu vei spune, dar de unde să luăm 7 că am împărțit numai 6? Păi luăm 6 și mai luăm încă din următorul cer, iar împărțim în 6 și mai luăm o bucată. Până completăm cu cele 7. Deci înseamnă, de fapt, un întreg, că e la 6. Un întreg și plus 8 și sine. Adică diferența între 7 și 6. Asta înseamnă. Fracții de acestea în care dau un întreg și ceva, un întreg și ceva, se cheamă că sunt nu mai mari ca unul, se cheamă supraunitare. 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 Mai mult decât unul.
Iar cele care se întâmplă invers, subunitare. De exemplu, poți să dai un exemplu de o fracție subunitară? 4 pe 2. 4 pe 2, care face 2. Că 4 conține de 2, fac 2. 5 pe 2. 5 pe 2. El nu-i subunitară, tot supraunitar. Ca să fie subunitară, trebuie să fie mai mare ăsta de jos. Subunitare. Ceea ce am dat acum a fost supraunitar. Dar tu ai spus că știi și subunitar. Și acum te-am întrebat, subunitare o să-mi dai? Păi ai spus că subunitar e care are la mai mic, mai ăla de jos mai mare. Și acolo mi-a zis că la... Aici a fost ăsta de jos, a fost cum a fost ăsta de jos? Ai, eu înțeles că a spus la ultimul acolo. Da. Aici, ăsta de jos a fost mai mic decât ăla de sus. Și le spuneam supraunitare. Mă domină ăsta deasupra. Când nu mai domină, el e puternic și îl cheamă subunitare, da? 2 pe 4. 2 pe 4. Care înseamnă totuși 1 pe 2, da? Da. Că mai putem simplifica pe 2. Mai multe fracții. De care? Subunitare. 7 pe 3. 7 pe 3. Nu, 3 pe 7. 3 pe 7. 3 pe 7. 7 pe 3 e la supra. 3 pe 7 e subunitare. În concluzie, vreau să remarcăm că aici autorul să găsim pe toți cei care înlocuim fracția asta să fie ce fel de fracție? Subunitare. Subunitare. Adică aici ca să fie asta toată subunitare, cum ar trebui să fie 7 x plus 1? Dar nu era supraunitară? Că așa a scris acolo. Supraunitară, am zis, e mai spune o dată. Deci, să zic. Să se determină toate în cuvânt naturale, astfel încât fracția să aibă numărătorul mai mare decât numitorul. Numărătorul să fie mai mare decât numitorul. Că și tot fiși. Deci să fie supraunitare. Cu alte cuvinte, am reintervenit bine, ca să fie supraunitare, ăsta de jos cum se să fie? Mai mic. Mai mic. Deci asta se traduce, dacă am înțeles bine, cu 2x plus 1 mai mic decât 7. Deci 2x plus 1 mai mic decât 7. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă 2x plus 1 mai mic decât 7? Adică x poate să vă face 7 minus 1. Deci scădem un 1 și asta înseamnă 2x mai mic. 2x mai mic decât 6. Da. Unde x poate fi 0? Nu, pe 2x mai mic decât 6. X simplu mai mic decât... x mai e 1 și 2. X mai mic decât 6 pe 2. 6 pe 2, care înseamnă... 6 pe 2, 3. Împărțim totul prin 2. Da. X mai mic decât... Daria, X mai mic decât cine? Și decât... X mai mic decât 3. Decât 3. Strict mai mic decât 3. Și atunci ce X-i vom fi dat? 1? Și 0. Cât și 0 e numărul ăsta? Tata, poți să fac 6 pe 0? Dar nu-i 6. După ce nu obiect X cu 0? 7 pe 0? Nu, pe 2 ori 0. Acum? Poate nu se poate la 0? El știe că nu se poate. Dar dacă înlocuiești X cu 0, e plus 1 numără, te ajută. Da? În final, mulțimea căutată, eu aș fi dat-o așa, fi a mare. Nu e la așa tot să ne dai. A mare ca toți aceiași naturali. Pentru care? Toți aceiași naturali. Pentru care? 7 supra 2x plus 1 este supraunitar, da? Mai mare ca 1. 7 supra 2x plus 1 mai mare ca 1. Și noi repede traducem condiția asta, echivalent cu 2x plus 1 să fie mai mic decât 7, am rezolvat-o. Și atunci mulțimea asta e egală cu cine? Cu mulțimea elementelor? Cu 2. 0, ai spus? Da, 0 e mai mic. Nu mai mare decât 1. Păi, dacă nu cred cu 0, ce faci aici? 7 supra? 1. 1 și 7 supra 1, că ați răspuns din mai mare ca 1. Da. Păi, bine. Mai mare sau egal, cred că ar trebui să scoate. Da, așa, dar te-ai ieșit sub? Nu. Nu, adică, exercițiul nu a spus. X, să găsim toți X. Așa, 0. Da. 0. 1. 1. 1 și 2. 1 și 2. Ce ne ceclă ție? De ce ai fost în confuzie așa? De ce ai stat pe gândă? Pe 1 pe 7. Dar nu 1 pe 7. E 7 pe 1. După lucrurile X cu 0. 7 împărțit la 1
face 7, dar nu are ca unul care a răspuns. Ce la mine e clar. Faci confuzie între unul ăsta și unul de aici? Nu. Deci noi trebuie să găsim pe toți și pe care dacă îi înlocuim, după ce facem calculul, răspunsul se îndeamnă mai mult decât unul. Ia să punem vizierul tău, profesor. Ia locuiește vizierul, Daniel. Acum l-am locuit. Păi 7 supra 1. 7 supra 1 cât e? 7. 7. Și mai mare decât 1? 7 e mai mare decât 1, înseamnă că 0 e bun. E în valoare bună. 2, 1. 1, ia să vedem. Cred că nu înțelege nici părții. Ia, 7 supra 2, 1, 2, plus 1, 3. Păi 7 supra 3, domn profesor, putem să-l luăm? Putem, nu? 7 supra 3. Înseamnă 2 și ceva. Fiindcă ăsta mai mic, ăla deasupra e mai mare, se cheamă supraunitarea, nu? De peste 1 la împărțirea asta. Când împărțim pe 7, știm să facem împărțirea, când împărțim pe 7 la cât la 3. La 3, merge de 2 ori și de uneori este acolo, dar merge de 2 ori, 2 și ceva, mai mult decât 1. Că nu frația nu trebuie să fie din el, numai X și trebuie să fie din el. Adică 7 pe 3 chiar dacă nu sunt parte exact. Înțelegi, Daniel? Deci, după ce înlocuim, el rămâne fracție, da? Mergem mai departe. Să rămâne doi. Cu 2. Doar 2. 7 pe 5. Din nou 7 pe 5 îi deșteaptă. Că e fracție subunitară, fiindcă îl domine 7 pe 5. 7 se împarte la 5 de 1 și ceva. Mai mare pești decât 1. Dar l-am luat pe 3. Ia să vedem pe 3, domn profesor, aveți dreptate. 7 pe 7 face 1. Dar nu mi-a spus... Mai mare egal. Nu mi-a spus supraunitare, strict supraunitare sau supraunitar. Deci eu am luat locul strict, adică fără să iau și pe 3. Dacă mi-ar fi fost echiunitare, luam doar pe 3. Dar dacă iau acum pe 4, să vezi ce se întâmplă. 4 ori 2? 8 și 1? 9. Și 7 pe 9? E supraunitar, când se topește, vine mai puternic. Cine e mai puternic? Numitorul. Și când e numitorul, mai putere se cheamă fracție subunitară. Și când că domină numărătorul, se cheamă supraunitară. Deci, cel de sus, când e mai puternic, se cheamă fracție supraunitară. Și când domină ăsta de jos, se cheamă subunitară. Da? Mai mare ca unul sau mai mic ca unul. Hai să mai vedem, că ne ghișesc, sper să ne edificăm. Bine. 14 la pagina 9. Scrie toate fracțiile care au la numărător și la numitor numere naturale mai mari decât 2 și mai mici decât 6. Scrie toate fracțiile care au la numărător și la numitor numere naturale mai mari decât 2 și mai mici decât 6. Așa. Deci e vorba de numerele A, să zicem, care sunt cuprinse AI, hai să zicem, mai multe AI, cuprinse între 2, mai mari decât 2, mi-ai spus strict. Da, 2 și mai mari decât 2, dar mai mici decât 6. Mai mici decât 6. Prin toate fracțiile cu putință, adică căutăm toate perechile între 2 și 6. Păi mai întâi eu cred că începem cu cele subunitare. Nu, m-am grăbit. Hai să vedem care sunt cifrele care se găsesc între 2 și 6. 3, 4 și 5. 3, 4 și 5. Și acum, să facem toate fracțiile posibile cu aceste... Păi, scrieți, 3 de 3. Cum 3 de 3? Cum 3 de 3. Adică 3 pe 3, 3 pe 4, 3 pe 5. Deci el îmi spune că dacă nu a spus echiunitare sau subunitare, deci toate trebuie da, să toate, faci, da. Deci a zis 3 pe 3. Deci, 4 pe 4, ai zis, nu? 3 pe 4, 3 pe 5. 5 pe 5. Dar eu m-ar fi gândit să faceți așa. Să ne scrieți toate cu 3, toate cu 4, toate cu 4. Da, numărător cu 3, zice. De acord, de acord. Deci 3 pe 3 l-am scris așa. Scrie-mi pe 3 pe 4. 3 pe 4. 3 pe 5. 3 pe 5. 4 pe 3. 4 pe 3. 4 pe 4. 4 pe 4. 5 pe 3. 5 pe 3. 5 pe 4. 5 pe 4. Mai sunt oare? Nu. Dar eu. Păi 3 ori 3, 9 trebuie să fie.
sunt. Sunt 9? S-a epuizat? Dar ați spus ce părere? Tu ai alte idei ca să zic pe toate? Nu, cred că e ok. E bine, da? Da. Convinsete, da? Adică le-am scris peste ești unitare, trei persoane... Și am scris pe cine ești unitare. Deci sigur că da, am are trebuie 4, are și 4 pe 3, l-aș întors. 5 pe 3, 3 pe 5, are, totul este prins, da? În final, în final, cred că trebuie să vedea de 3 la 2, așa este, da? Eu mai eram nu știu, dacă făceam 3 pe 3 ori 3, că erau 3 numere și aveau că puteai să faci câte 3 fracții. Da. Deci, scrie toate fracțiile, dar la următor și la viitor, numele naturale mai mari decât 2 și mai mici decât 6, scrise. Da. Bun. 13. Da. Folosim câte 2 dintre numerele 11, 5, 13. Folosim câte? 2. Bine. 11, 5. 11, 5, 13. Scrie toate fracțiile posibile. Scrie toate fracțiile. Tot 2. Atunci să fie... Păi atunci fracțiile posibile pot fi... Nu spuneți că e diferit, nu? Nu vreau. Câte 2? 11 la 11. 11 pe 11. Da. Dar de ce câte 2 din numerele, domn profesor, ar trebui 11 pe 5? Câte 2 din astea numere? Dar nu spune trebuie să fie... Păi de asta evident, înseamnă că în momentul de față nu ne lasă șansa să luăm 11 pe 11. Pe 11. Pe 2 dintre ele. Atunci 11 pe 5. Da. Și 11 pe 13. Apoi 5 pe 11. Și 5 pe 13. Da, da. 13 pe 11 și 13 pe 5. 13 pe 11 și 13 pe... și 11 pe 13, da. Dar de ce părere ai? Ești corecte? Da. Vă zic, folosim câte... câte cine? Câte? Câte 2. Câte 2 din ele. Aici sunt 6 din momentul de față, dar n-am trebuit că au fost 9, pentru că s-a întâmplat ce? Acolo ne-am scris. Dar nu știe da. Deci aici a fost selecția autorul, da. Mai departe. Citiți următoarele fracții, asta nu facem, domn profesor. Da. 9 pe 17, cum o citește? 9 pe 17? Da, 9 supra 17. Așa, 9 supra 17. Sau 9 pe 17. Sau 9, așa ce zice. 9 pe 17, înseamnă 9. Dar X pe Y? X pe Y, adică X. X pe Y. X, de-a 1 pe Y, să zicem, 1 pe Y. Întrebă a fost împărțit în Y și a luat X bolții de cele. X împărțit în Y și acum, pe Y, așa citit. 10, 10 de-o părut, 10 de la pagina 9. Desenați un dreptunghi cu dimensiunile de 3 cm și 8 cm. Un dreptunghi. La urechilor. Nu, cu mână, da. 3 și 8. 3 și 8. Colorați în acest dreptunghi fracțiile, 1 pe 2. 1 pe 2. Bine. 1 pe 3, da. 3 pe 4, 4 pe 12, 3 pe 6. 4 pe 12 și 3 pe 3 pe 6. Păi da, puteți să facem vreo 300 de dreptunghiuri de astea. Nu, numai unul singur. Mai întâi, o doime am putea desenul. Păi am face, l-am împărțit 2 și am la 1. Pe cine se împărțim în două? Pe 3 sau pe 8? Latura de 3 sau latura de 8? Are importanță? Da. Da, de ce? Pentru că dacă are latura de 8, noi trebuie să fie, adică să fie la mijloc, mai fi la 4 cm încolo și 4 cm încolo. Și nu două jumătăți sunt? Ba da. Și dacă le împarți așa, nu două jumătăți? Dacă te acolo de pătrățire, dacă nu 8 cu 3? Da, dar atunci ar trebui să... Am zis mai greu. La împărțire, care a fost atât de exact, că tu folosi pătrățele, să ne convine mai mult. Deci e prima noastră. Deci, atât, o... O doimă. Da, o doimă. Tu împărțim după aia în trei. Și am făcut-o, deci o doimă. Până trebuie să împărțim în trei. Și luăm una din asta, da? Da. Colorați, așa zis, colorați cu doimă asta. Bun. Acum, din nou dreptul îi faceți voi. Și cum facem o treime? Împărțim între tot.
Dar cum ar veni mai convenabil de data asta împărțirea între ele? Putem să împărțim și pe acestea încă o dată, adică ne facem... Dacă împărțim încă o dată, îi împărțim pe mai mare. Facem o pătrățică din aia. Nu știu unde să o fac, ca să fie treimea. Deci... Atâta mai bine împărțim în? Îl luăm de la început. În cât? Și îl împărțim în? O să fac un triunghi între ei. Cum? Să facem un? Știu, când tot exact. Așa făceai. Păi nu, 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 nu. Păi te-ați spune. Unul de trei. Îmi trebuie să mă împărțim. Îl ștergi și îl împărțim în trei. Da, facem un alt trei. Tu nu-i făcut, nu? Da, nu știu. Și cum l-ai făcut în trei? Cum l-ai împărțit tu? Dar trebuie să fie tale. Acum poți să vă arăt un alt. Acum e mai convenabil să faci pe cel de trei centimetri. Exact, pentru că acum trebuie să fac. Asta, că trebuie să fac de trei centimetri. Să zicem, cum ai luat voi acolo, sau trei pătrățele. Ai câte o pătrățică, uite așa, cum ați zis, convenabil. Trei egale. Deci ăsta e un motiv pentru care autorul zice să împărțim în trei așa. Da, era ceva dacă făceam și în altă formă. Nu, nu mai trebuie asigur cu egal. Nu mai trebuie să fie asigur cu precizii maxime. Pana că spune că trebuie să fie, spune că trebuie să fie un dreptunghi. Adică nu spune că trebuie să fie altă formă. Un dreptunghi trebuie. Păi puteam să fac așa, un din ăsta, un triunghi. Păi da, dar nu ai tu convingerea că e făcut împărțirea corectă. Că de pe desen, cineva care vine și se uită, spune, băi, perfect am împărțit asta. Da, perfect am împărțit. Adică să nu aibă, știi cum se împartă o pâine între doi prieteni cel mai bine? Da. Cum? Deci voi țineți cu două pătrățele și dai așa. Poc. Nu. Unul taie și celălalt alege. Deci unul taie și celălalt alege. Atunci împărțirea e făcută corect. Cel care împarte în două se străduie să facă perfect, că convenția a fost să alege celălalt. Exact. Și dacă nu tai bine... Așa și aici. De când ai zis o treime și desenăm, așa trebuie să fie, da? Da. Bun. Acum trei de patru. Ia trei de trei. Păi ca să împarți în patru, acum te folosești de latura aceea cu 8, nu? Pe care o împarți în... Pe care o împarți în două. În cât? În patru. În patru și ei? Și ei trei. Și ei trei părți, așa. Da. Deci fiind asta toată decât de 8, îți permite să împarți în patru, că dai în două și iarăși în două pe fiecare din ele. Voi luați câte pătrățele acolo, da? Cu pătrățele lucrați. Da. Ați avut 8 pătrățele, luați... Jumătate și pe aceea și da. Partidul. Și iată, și am luat 3 și lasurați-le cu astea. Asta înseamnă să scrieți în dreptul său 3 pătrimi. La fiecare scrieți 3 pătrimi, că am făcut treaba. Acum 4 pe 12. Da. Da. Acum putem să luăm jumătate, putem să luăm de la acela de 3. Da. De la acela de 3 cm. Și să luăm mai puțin de un... De centimetru, cum ar fi? Da. Cum să facem? 4 de 12. Să mai simplificăm, domn profesor, eu zic. Da. Nu, de sunt la 12. Hai să vă arăt ce înseamnă. Rația 1 pe 2. E aceeași lucru cu 2 pe 4, copii. A fost înmulțită cu 2, da? Stai puțin. Și asta e egală cu 3 pe 6, copii. Stai puțin. Și e egală cu 4 pe 8. Și e egală cu 5 pe 10 și e dat așa mai departe. Deci, când avem fracțiile, prima problema noastră este să vedem dacă putem simplifica. Adică să găsim un divizor comun celor două, să faci și să... Păi, dar acolo e 4 pe 12. Deci? Ia să o luăm pe 4 pe 12. 4 pe 12 este o trăime. O trăime! Acum mare logică, dar... Simplificăm totul prin 4. Prin 4. Este o treime, așa că mă lăsăm la părțit între ei așa, și gata, are mai multe lăci. Deci eu să fac 4 pe 12, fac o treime. Și 3 pe 6? Foarte important, dă voi un pic să puteți aici. Când am o fracție, când o văd, mi-ați alăiat și o fac ireductibilă. Pentru că ele pot fi reductibile. Ele sunt reductibile și cum fac ireductibile. Este marea noastră problemă. Știm divizibilitate, știm foarte bine, să împărțim și cu asta. Desfărat că am înțeles. 3 pe 6 se scrie ca 1 pe 2. Așa este. Deci 3 pe 6 este egal cu 1 pe 2. 3 pe 6.
6 de ani. Ce este calculul pentru noi? Când împărțim prin 3 și numărătorul și numitorul. 3 pe 6 egal cu 1 pe 2. Și în loc să spun că fac 3 pe 6, se împart întreg un 3 și o 6, se împart întreg un 6, iau 3, ei, de fapt, m-aș împărți întregul la început în 2. Deci pentru asta s-a făcut 3 pe 4. Acum 4 pe 12. Dar n-am făcut? Am făcut desenul. Una din 3. Ia. O făcut de semnă, am făcut de... Din fapt de... Făcut de semnă la punctul B, pentru că e tot așa 1 pe 3 din 3. Sigur că da. Deci asta e. Și la 1 și la 3 pe 6 e tot așa. E făcut de semnă, dăm un 2 pe 3. Următoare, ce? Mai am mai făcut de semnă, dar îți ușoară, îți ușoară, Italia. Da. Vreau să faci și să-mi primesc telefon. Da. Reprezentați grafic următoarele fracții. Ce trebuie să fac aici? Asta facem cu uși. Reprezentați grafic, următoarele fracții, 1 pe 2, 1 pe 3, 2 pe 5, 2 pe 4, 4 pe 4, 1 pe 2, 1 pe 3, 2 pe 5, 2 pe 5, 2 pe 4, 2 pe 4, 4 pe 4 și 3 pe 2. 2 pe 5? Da. 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 Înseamnă, se referiți printr-un întreg, un segment. A, facem un segment. Da. Și o doime înseamnă jumătate din segmentul ăsta. Da. Asta este o treime. Asta este o treime. Da, trebuie să facem și la sau puteam să facem și dreptunghiuri. E un număr pe axa aici. O treime. Se poate figura și pentru un pătrat, și pentru un cer, și pentru ce. Da, deci faceți un segment, îl împărțiți în câte arată. Așa mai rând între segmente, da. O treime. Nu neapărat același segment. Nu, alt segment, la el mă refer. Numitorul, în fapt, dacă zice numitorul și ei cât zice numărătorul. Exact. Gata. Două cinci. La Daria, gata, domnule. Știi, de fapt, mai am făcut candidat, da. Adică, da. Gata, dar bine, trecem la tine. Și cu numere mari și cu spațiu larg,
nu-i poți găsi pe toți și într-o altă zonă, așa când e X-ul 1, 0, 1, 2, 3, 4, nu. De aceea se relucrează condiția. Ascultă-mă că așa se procedează, nu că e capriciul meu, ci așa e practica. De 7, mai mic egal decât 5 plus 2, mai mic egal decât 17, da? Asta e condiția pe care autorul ne-a dat-o. De aceea, o prelucrăm și o ducem într-o echivalență. Ce să facem ca să apară în urma unui X cuprins între? Ca să apară X cuprins între, că atunci am ști. Deci trebuie să mai. Dacă ar fi X, toți X între 2 și 7. Toți X între 2 și 7 știi ce sunt. Și noi o ducem pe asta într-o relație care să fie identică cu cei care trebuie să fie. Deci asta e și mecheria. Ce să facem, oare, domn profesor? În ambii membri, vedem că e 5x plus 2. Mă, încurcă plus 2 ăsta, dacă ar scăpa de el. Da, vreau. Deci, să scăpăm de 2. Cum să scăpăm, David? Să scădem un 2 peste tot. Da. De la un capăt la altul. Și atunci vine 5x plus 2 minus 2, nu? Scădem un 2, de peste tot, deci, care ne? La ce visăm noi? Da, la ce visăm să fie așa, x cuprins între un număr și un număr. Și număr, da? Număr și număr. Și atunci știm care, practic, care se fixe. Asta e povestea. De ce să facem? Am sezitat din mai multe tendințe, de multe ori tendința ta, de a căuta să dai răspuns acolo. Locuit căutând mic și drept care îți satisfac. Ei, nu așa, îl ducem spre final poziția asta. Deci am spus că îți facem, îți vedem un 2. Deci minus 2 peste 2. Echivalent. Dacă e minus un 2, 7 minus 2 te face. 5 mai mic egal decât. Nu-i 7 și a scăzut pe 2. 2 scădem de la toți membrii inegalității. Din șirul inegalității scădem pe 2 și vine 5 mai mic egal decât cine? 5x. Mai mic egal decât 5. Mai mic egal decât 5. Păi asta e. Împărțim totul prin 5. Wow, ce frumos, bă, dacă echivalent, nu? Mai mic egal decât x. Mai mic egal decât x, mai mic egal decât 3. Adică e vorba de toți x între 1 și 3, cât de clar este. A, și 1 și 2 și 3, adică, nu? Atât. Că încep de la 1 până la 3. Deci X-ii care căutam în mulțimea mare nu sunt alții decât aceștia pe care am găsit aici. E, mai mic egal. Da, mai da, mic egal, da. Deci mulțimea asta e egal cu elementele. Davide? Care? Zi, Davide. 1, 2, 3. Atât. 1, 2, 3. Davide, hai să mai vedem încă un... Exițiul de asta. Hai să terminăm și pe B-ul de aici. Facem și pe B-ul, ca să facem pe B-ul. Da. Y mai mică 3, formate din mulțimea 1 și 2. Dar ce nu l-a luat și pe 0, domn profesor? Păi eu o să-l întrebăm acum. Este la. Este la, sigur, de la. Da, foarte important. Autorul ne indică, numai de astea, fără 0. 1 și 2. Și acum, de rog, dacă de avem unul cu B. Avem unul cu B, este egal de 1, 2, 3. 1, 2, 3. A intersectat de 1 și 2. 1 și 2. A minus B, 3. Egal cu 3. B minus A, mulțime mic. B minus A, egal cu mulțime mic. Da, B minus. Cum se numește A în raport cu B? Daria, A-ul în raport cu B, cum se numește? A în raport cu B se numește că B este inclus în A. Cum se numește când B e inclus în A? Cum parcă cu B? Sub mulțime. Deci A inclus în B. Da? Și B inclus în A. Nu. Doar B inclus în A, da? Când B inclus în A. Deci când B a fi inclus în A. Cum este cazul nostru? Cum B este inclus în A. O sub mulțime. Cam în sub mulțime. A lui A. B sub mulțime A lui A. Da? B este o submulțime. E o parte din A. Da. Și eu am o întrebare pentru David. Mulțimea dintre este și ea o submulțime? A lui A? Sau a lui B? În cazul nostru? Mulțimea vide dacă este submulțime a lui A sau întrebat a lui B? A unui mulțim. În general. Da. Mulțimea vide este submulțime a oricărei mulțimi. Da. Submulțimea vide, ea nu are niciun element
Dar ce înseamnă incluziune? Adică toate elementele din prima mulțime să fie și în cealaltă. Da, să fie și în cealaltă. Și cum ea nu are niciun element, niciunul nu este inclus în partea cealaltă. Deci, ca să discuții. Așadar, merită să vezi asta. Oricare ar fi A, totdeauna, mulțimea adică este inclusă în A. Da? Mulțimea adică e inclusă în A. Și încă o chestie să o rețineți. A e inclusă în A. Deci, A-ul își acceptă ca să mulțime pe propria mulțime. A e inclusă în A. Cum ne-a fost corect. Adică 1, 2, 3 se exclude în 1, 2, 3. Da. Bun. Ejercițiu 2. Să vedem. Precizați valoarea de adevăr a propozițiilor. Mulțimea 2 și 3. Valoarea de adevăr. Mulțimea 2 și 3 este inclusă mulțimea 7, 5. Inclusă. Mulțimea 7, 5, 2, 4, 3. Nu aș mai. Și clar. Adevărat sau fals? Adevărat să zici. Tu de asta răspunzi. Adevărat sau fals? Adevărat. De ce? Să vedești. Dacă spuneam 2, 3, 9, este inclus în asta? Nu. Nu, că găsim un element creator pe 9, care este aici și nu le găsim din acolo. Deci incluziunea presupune ca toate elementele din prima spui și în cealaltă. Bun. Mulțimea 1, 4, 3, 7. 1, 4, 3, 7. Semnul din fânta invers? Asta e. Așa, ce este cam uitată? Deci mulțimea asta o include pe cealaltă, ci fiind din partea aia. Din partea cealaltă. Atunci semnul ăsta și egal. Așa. Cu 3, cu mulțimea formată din elementul 3? Este adevărat. Aici de 3 este inclus. Da, e ca și mai spune 3 da. Este inclus în mulțimea și este adevărat. Da? Deci citim din partea și aia. Și este adevărat că da. Spune ori inclusă, inclusă sau egală. Da. Și nu este egală, dar este da. 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 Mulțimea vidă este inclusă în mulțimea. Este inclusă mulțimea formată din elementul A și B. Da. Ea inclusă în orice mulțime, da? Am zis, am stabilit. Da. Mulțimea vidă intersectată cu A, o mulțime oarecare cât face. Deci, mulțimea vidă intersectată cu mulțimea A. Oarecare. A. Face A. Dar în intersecție ce punem? Elementele? Elementele comune, care trebuie și colo și colo. A, mulțime vidă. Face mulțime vidă, de ce? Ce vede? Cine? Mulțimea vidă reunită cu A face A. Deci, mulțimea vidă împreună cu ele, o altă mulțime, face mulțimea de la început, pentru că nu pui nimic. Ai înțeles, David, atenție, da? Da. Și de, mulțimea formată din elementele 2 și 4 nu este inclusă și nici egală cu toții și mulțimea formată din și cu proprietatea X este cifră pară. Tuturor X ori natural, se zice mai. Cu proprietatea, dăm proprietatea. X este cifră pară. X egal cifră pară. Această egalitate este falsă. De ce? Deoarece dacă X este egal cu cifră pară, atunci X poate să fie și 0, și 2, și 4, da. Și 6, și 8. Deci mulțimea asta trebuie să vedem cine este. Așa, cine este. Da. Cine este? Trebuie să fie egal 2 și 4, dar este inclus în 0, 2, 4, deci 6. Deci trebuie să spui de la început, da? E de fapt aș cere echivalent. 2 și 4. Mulțimea 2, 4, formată de elemente 2, 4, inclusă. Cu 0, 2, 4, 6 și 8. Adică asta este falsă. 6, 8 și așa mai departe. Că nu am mai departe. Nu spune cifră pară. Cifră pară. Cifră până la 8. Așa, și atunci acest... Și adevărat sau falsă? E falsă. E falsă, dar trebuie să vezi că este. Da, este. Când, dacă ar mai fi fost aici un 3, atunci ar fi fost adevărat. 3, domn profesor. Da. Și acum Dan, de exemplu lui. Da. Scrieți toate submulțimile, mulțimi,
A egal cu subțire. Mulțimea mare egală cu 0, 1 și 2. A mare egal cu 0, 1 și 2. Să vedeți dacă știi ce submulțime. Submulțimea era 0, 1, în paranteză. Deci submulțime este o parte din aceasta, nu? Da. O parte. Știi cât e submulțimea din mulțimea asta? Da. Da. Cât e aici? Nu. Hai să ne vedem. Acum se este nu știu ce profesor, că n-a fost la liceală. Ia să vedem, David. Submulțime înseamnă așa. Mulțimea tine. Ce-am zis este? Este submulțimea la care e mulțime. O să notăm submulțimile în felul ăsta cu litera asta. Pe mare de mână, notăm dreptul să scrie mulțimea părților unei mulțimi. Mulțimea părților unei mulțimi. Sau mulțimea submulțimilor. Părți înseamnă submulțimi. Mulțimea părților unei mulțimi. Și începem cu prima, care îi în toate mulțimile, și în așa asta, mulțimea liberă. Da? Apoi, dăm tu un alt exemplu de o submulțime. O submulțime acesteia. 0 și 1. 0 și 1, cu două elemente. Dar poți să iei și un singur element. Și cu singur element ești și ea sunt mulțime, nu? Da, eu vreau să mă spun la cea mulțime, eu vreau să duce, când punem triunghiul ăla. Nu triunghi. Submulțime este totdeauna o mulțime, este asta în care punem una pe altă. Da. A, doamnă, triunghiul ăla era de fapt înmulțirea. Și dar nu era triunghi, era un V. Cum ar fi un V, era un triunghi așa. Un triunghi este, era produsul... Produsul a două mulțimi era, de fapt. Diferența asimetrică ceva era... Nu, mulțimea aia, două, adică... Produsul cartezian? Da, așa, produsul cartezian se pune cu un... La produsul cartezian se gândești tu sau A delta B? Da, că se notează un triunghi. Delta B, așa? Da. Cu un triunghi. A delta B este asta. A minus B reunit cu B minus A. Da, deci e altă operație. Deci A delta B triunghiul înseamnă A minus B reunit cu B minus A. O să fac un exemplu. Deci, dacă la... ar fi 1 și 2, sau de exemplu dacă ai avea mulțimea A egal cu 1 și 2 și mulțimea B egal cu 0 dacă și 2. Dacă ne combinăm două câte două. Și le scazi și apoi... Când ne combinam două câte două, eram produsul cartezian. Da, ăla vreau să zic. Da? Produsul cartezian. A ori B. Când am zis A ori B, așa. Era vorba de venechile alea două câte două. Una de mulțime și de altă mulțime. E altceva. Dar submulțime. Înseamnă submulțime, când am zis eu așa, submulțime, adică o parte din ea. Și una din submulțime este și asta care conține un singur element. Adică scrie. Da? Mai mic. Scrie. Hai să... Deci, e ca mai departe. Mulțimea de am scris-o una din ele. Apoi, mulțimea formată dintr-un singur element. Și de zero să pune totul. Da. De, așa. Apoi, mulțimea formată din zero. Apoi, mulțimea formată din doi. Vezi? Câte, câte elemente are până acum mulțimea asta? Mulțimea asta. 4. Are 4 elemente. Deja? Deja 4, da. Mergem mai departe. Dă-mi tu alt exemplu. 3. Care? 3 nu are. Ia uite. Acum cum să le combinăm? Păi luăm câte 1. Acum să le luăm câte? Nu este 100. Ziceați de are, am crescut. Păi dar asta e ce lucrurile pe care o analizăm. Păi deci, păi de-a... La ani uităm. Părțile lui ea?
Nu este o lată. Da? Deci... Asta era tema ta, Marie. Cât deci... este mulțim găsim acum? Deci o mulțime mai mare are mai multe submulțimi. Păi, mulțimea mică. Da. 1, 0, 0, 2, 10, 1, 0. 1 și 0. Deci ai zis 0, 1 și 2, dar fiecare nu sunt într-o paranteză. Da. În sumulțime. În sumulțime. În afară de mulțimea mică. Așa. Mulțimea, așa, bun. Apoi. 1 și 0. 1 și 0. Da. Apoi. 2 și 0. 2 și 0. Da. Apoi. 2 și 1. 2 cu 1 și 2, da, 2 și 1. 1 și 2. Da. Și 2, 2. Nu. Păi 2, 2 într-o mulțime se repete elementele? Nu. Niciodată. Nu? Și toate 3. Apoi, da? Și ia să vedem ce mai mare vreuna. Nu. Nu crezi. Dar am mai vreo mulțime? Da. Da. Care? Care este? Păi, pentru... Deci a spus 1, 0, 2... Și mulțimea era aceea, nu? Da. Da. Păi mai este și mulțimea vidă. E de acolo prima. Și 1, 2, 3. 0, 1 și 2. Mai trebuie să fie una. Stai să mă ținem. Da. Toate cele trei elemente, doamna, ce mă spun mai mult. Ah, da, da. Și mulțimea în sine. 1, 0, 1 și 2. Da? Ea este submulțimea, uite ce am arătat aici. Ea este submulțimea a însăși mulțimea respective. Deci fiecare se conține pe sine. Și cum avem controlul la toate, doamne, tot mulțumesc? 2 la 3. Da, deci vorba de toate posibilitățile. Aici sunt 3. Da, și... Da. Și explicația teoretică o da, să vă explic. 2, dar câte elemente sunt? Da, deci 2. Cardinal. Cardinal. Cardinal lui... Hai să spun așa. Cardinal lui Perron de A este egal cu 2 la cardinal cardinalul lui A. Adică la numărul elementelor lui A, copii. Dar nu spune 2 și nu spune 3, adică să fie 3 la... Corect. Adică ziceam că să fie 2. Deci e 2 la. Deci nu e 3 la, e 7 la. Adică... Pentru că... Adică explicația logică. Am o explicație de aici, clasa a 10-a. Da, da, 2 la a 3-a. Este 8. Aveți 8 acolo, sunt mulțim, domnul profesor, să verificăm. Ia să vedem. Da, da, na, dar de ce... Să vedeți, da, am înțeles, da, acum am altă întrebare. Am înțeles-o. 1, 2, 3, 4, 5, da. 6, 7, aveți 8, înseamnă că ați lucrat corect. Da. Da. Și acum vă gândiți cum trebuie să-l dați și la viitoare, da, de clasa 5-a, da, la viitoare, da, 5, da, 2, 7. Deci îmi va veni foarte greu, pentru că n-am instrumentul necesar. Exact. Ei se leagă cu triunghiul Pasca. Vă amintiți la triunghiul Pascal? Ca să... Mie 1, 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Și aici... Dar asta o să vă ajut în formule. Da, și aici 1 și cu 3 și cu 3 și cu 1 fac 8, nu? Dar ce să ne complicăm acum? Face 2 la 3. Deci... Ne complicăm, nu? E greu. Am văzut asta, nu văd ce vreau. Am făcut cum e una. 4. La tine, dați-ne. Lasă-mă să vă explicăm, la timpul lor, doar. Fie mulțimele. A egal cu 0, 1 și 2. Mulțimea mare. A mare egal cu 0, 1 și 2. 0, 1 și 2. Și mulțimea B mare egală cu tot acei Y, cu proprietatea Y egal cu 2 la puterea X. Unde X aparține lui A. Deci, X aparține lui A. Mulțimea. De ușor. Da. A. Determinați elementele mulțimii B. Deci, să vedem B-ul. B-ul. Ce știu? Da, 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 da. B egal cu 1. Da. 2. 4. 1, 2, 4, 5, da? 1, 2, 4, 1, 2 și 4, da? Asta este B. Și acum? Și la B, stabiliți dacă A este inclus în B. A, inclus în B, ne întreabă. Nu te răspundi la B. De ce? Care este B? Da, nu știu ce vreau, nu cred eu. A inclus în B? Te-ai gândit, Daria. De ce A nu inclus în B? Că... Când este, David, de A inclus în B? Când o mulțim inclus în alta? Când
Că toate astea, să fii și la doua. Deci la toate. 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 Una nu e gata. Dar unul este. Una la unde pe zero. Zero este în A, dar nu este în B. Sau nu mai mă interesează. Bun. Deci o mulțime inclusă în alta, că în toate elementele din prima sunt în cea de-a doua. 5. Fie mulțimele. A mare egală cu tot de X și cu proprietatea X egal cu 2 ori N, unde N aparține lui N sterat. Și mulțimea B mare egală cu tot de X și proprietatea X egal cu 2 N plus 1, unde N mic aparține lui N mare. Și X se scrie cifră? A, scrie X se scrie cifră? Nu, nu uite cifră. Nu, deci 2N. 2N plus 1, N e din el mare. Da. A, scrieți câte 3 elemente din fiecare mulțime. Și B, 3 elemente din fiecare mulțime. Și B, calculați are unii cu B. Ce scrie? Scrieți. Elemente care scrie comune la amândouă. Nu, mă! Trei. Sau trei în fiecare. Dar tu trei la A. Tu te-o de trei din A. Bine, trei de la A. egal cu 2. Da. 4. Da. 6. Da. Așa. Și avem la B pe la A este egal cu 2N și B egal cu 2N plus 1. Nu mai dat cu A. Nu mai cu B analizezi tu. Nu mai vei ca să-i dăm trei elemente. A, păi dar mie mi-ai spus că eu îl fac pe B, adică... Nu, nu dragă! Mulțimea B. Hai să găsim trei elemente ale mulțimii B. Da, da. Ia zi repede. 3, 5 și 6. 7. Dar unul nu putea să fie domnul Becă. Bă, da, putea să fie și unul, dar vrem să spun trei elemente. Bine. Aici nu putea să fie... Domnul, nu spun eu să fac la B, vă rog, e foarte frumos. Iană, din Iană, așa aici. Așteaptă. Daria, hai să vedem ce se întâmplă. Trebuie să avem reuniunea ta. Da. Ce înseamnă reuniunea ta? Adică am două mulțime să reunesc. Să pun la un loc. Da, păi înseamnă că o să fie toate numele. Are unii cu B egal. Are unii cu B egal cu toate numele de N. Cum să fie toate din N? Cum din N, mă? Are unii cu B egal cu toate mulțimea. Dar noi le cuplăm de astea. Mai sunt trei. Păi așa. Da, da, acum tu ai o dreptate. Deci, astea apar și dacă pare, această pare și mai să avem. Da. Dacă, da, nu spune, adică nu ne spune să ne luăm de ele. Păi dacă am cumpărat trei din ele. Păi așa, da. Dar nu ne spune să ne luăm direct de ele. Păi la mici ați găsit câte trei. Subînțelegem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci va fi egal cu 2, 3. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, l-am pus în ordine, dar să știi că puteau fi puse 2, 4, 6, după aceea am completat ceva. Corect. Mai avem un exercițiu. Determinați mulțimile A mare și B mare, fiindcă sunt îndeplinite simultan condițiile. Știi că? Inca. Sunt îndeplinite simultan condițiile. Asta A are unit cu B egal cu, da, de răspunde. A are unit cu B egal cu A, B, C, D, E, F. A, B, C, A, din ăștia? E și F. Simultan, ia ves. A intersecta cu B. Da. E doar C și D. A intersectat cu elementele, cu mulțimea E și F. Egal cu mulțimea B. Și A și B, mulțimea formată din A și B, intersectată cu B mare,
elementele A și B, A și B mic. Mulțimea formată din elementele A și B. A și B dimensiunea. A, A și B. Mulțimea B mic. A și B mic. Deci mulțimea. Mulțimea, puneți la acolo. Mulțimea A și B. A mic, B mic. Nu, A și B, elementele A și B, domnul profesor. A, virgulă B. Uitați așa, așteaptă. Așa. Da. Intersectat cu mulțimea B mare. Egal cu mulțimea B, diferit. Egal de ea, domnul profesor. Nu este egal cu mulțimea. Aaaa. Domnul poate. Avem tot ușor. Dar ea. Păi aia e dreptare. Ai dreptare. Nu este important, dar acum avem. Ce este? Înseamnă că B punem E și F. Mai întâi. Mai simultan? Ce înseamnă simultan? Da, și B egal cu C și D. Da. Ce înseamnă că în A și în B punem A egal cu B egal cu A egal cu C și D și E la amândouă cu C și D. Asta e. C și D. C și D. În B punem și F. În B vreți să-l punem și pe F. Eu fac exact cum spui tu. E și F. În B pe E și pe F. Și în A vom mai pune pe, în A și în B vom mai pune pe A și B. Deci în amândouă pun A, A și B. Și B. A. Hai să vedem. Și B. Și în amândouă, da. A. Așa zice, hai să vedem dacă are de tatăl. Dacă ai făcut o analiză corectă, să vedem. Acum, ce trebuie să se întâmple? Trebuie să vedem și condițiile astea. Da. Da. Intersecția este? A, reuniunea este? Da. A, B, C, D, E, F? Da. Da. Bun. Intersecția este? Da. Da. A intersectat cu E și F. A intersectat cu E și F. Mulțumesc. Fac mulțumesc vide? Da. Adică? Da. N-ai avut voie să le puni în A pe E și da. F. Așa, așa, așa. Bun. Așa. Bun. Aici sunt am emoții. A și B. Și eu aici. A și B. Intersectat cu B mare. Intersectat cu B mare. Să nu facă mulțimea vide. E bun. Hai mă puțin. Cât face? A și B intersectat cu B mare. Păi A și B. Face pe A și pe B. Nu face mulțimea. Da, nu mai nu face mulțimea vide. Așa pe puțin. Deci, din corect. Punctul lui de vedere, corect și corect se vede de vedere. A, că dar punând pe A și B în ambele variante, în ambele mulțimi, A intersectat cu B o să fie C, D, A și B. Asta e. Ai stricat? Păi și A și B. Păi ce facem, da? Păi pe A și pe B nu îl pui în A. Da, păi atunci să vedeți să fie diferite 0. Diferite mulțimea vidă. Mulțimea vidă. Și dacă eu... Dacă trebuie să fie diferit de mulțimea A, B... Dar unde pui intersectat cu cine? Nu, punem pe atunci. A și B intersectat cu G. Nu trebuie să fie mulțimea vidă, adică nu trebuie să... A și B nu trebuie să se găsească în B, dar nu trebuie să se găsească în A. Deoarece strică A intersectat cu B. Deci... Așa că tu nu pui pe A și pe B în A. Trebuie să se găsească în B, nu trebuie să se găsească în A. Păi, diferit de mulțimea vidă, adică are ceva în comun. Adică iau un comun. A și B intersectat cu B. A și B intersectat cu B au ceva elemente, nu-i mulțimea vidă. Dacă ar fi mulțimea vidă, atunci n-ai avea voie să le pui în B. Dar fiindcă nu-i mulțimea vidă, le pui în B. Și nu le pui în A. Că punându-le în A, ai stricat jocul la intersecția au apărut astea. Mai vedem o dată. Da. Ne-am grăbit foarte tare aici, da. Davide. Adică ce ne-am grăbit? Intersecția a văzut ce de ce de, dar când ai pus A și B, A și B, A și B, A și B, înseamnă că este legat intersecția. C, D și apare și A și B. Apoi, A intersectat cu E, F, face mulțimea vide. În sensul că în A nu ai voie să pui pe E și F, că dacă le pui, apar la intersecție. Și nici voi, n-ai voie să faci asta. Și punctul acesta aici a fost destul de interesant ca mod de traducere. Adică, atenție, mulțimea asta intersectată pentru asta nu mai trebuie. Este mulțime vidă. Te pierzi puțin, vezi litere în loc de numere. Deci, dar, de exemplu, dacă tu înlocuiești
aceeași cu 1 și 2, era mai ușor. Sigur, măcar 1, 2 elemente, 9 are. Da, așa. Mai este e mai ușor atunci când vă interesează să transformă în numere, de exemplu, A și B, până spun 1 și 2. Sigur că da. Așa, și parcă mi-e puțin mai ușor. Da, voi găsiți corespondențul numeric mai vizibil decât mintea. Da, dar tot și așa apoi îmi dai seama cum trebuie să fie acolo și... Da, vedem. Hai să, să mai vedem încă o dată. Deci noi te-am terminat, dar încă zi mai domnului. Asta vreau să insist. Cred că nu e mare pentru următorul lucru. Deci dacă am mulțimea A egal cu 7, 5 și 2, dă-mi exemple de sub mulțimea acestei mulțimi. Dar să zică cât e ar, în total. Cât e ar ea, câte sub mulțimea A, da? 8. 2 la 3, știi bine. Dar dă-mi acum, să vin vedem, vreau să descriptați, mă convinge. Păi mulțimea vină. Da. 7, 5, 2. 7, nu, nu vine 7. 7, adică cu spațiu între ele. Dar nu, atenție. Adică le-au pe fiecare dintre data, nu sunt. Am înțeles, dar nu poți să lasi 7 singuri. Trebuie să-l faci mulțime. Da. Înarbolate. Așa, ca să fie mulțime, așa era 7 elemente. Da? 7. Apoi mulțimea formată din elementul 5, 2. Și așa mai departe ne construiești tot. Da, vreau să te întreb. Este scrisă corect relația 2 aparține mulțimii A? Aparține mulțimii A? Așa, este corect scrisă? Da. E corect. Da. Dar 2 inclus în A? Da, Daria. Deci, da. De la aceste două relații. Nu e bun, nu e bun. Dacă 2 aparține lui A, 2 aparține lui A. Și 2 dacă este... și 2 dacă aparține lui A. Tot adevărat. Sunt am două adevărate. Ia să spui că poate am două. Ia să vedem. Care din ele e adevărat? Voi spuneți că deocamdată am două. Eu zic. Da. Prima. Păi, dar atunci de ce nu este adevărat? Păi este adevărat, dar ambele sunt adevărate. Ambele sunt adevărate. Da. Să vedem, David, că el are un alt punct de vedere. Te rog, David. Dar nu eu zic că prima este corectă. Deci prima este corectă, da? Da. Pentru că sunt ambele corecte și am și explicat. Ai și explicat. Da. Te rog. Doi aparține lui A și aparține, pentru că îl avem în vedere pe doi în A. 2 aparține. Nu este inclus el. Nu este inclus în A? Păi este inclus în A, că le observăm. Că e în mulțime. Nu, e incorrect, e greșit. De ce? Dacă ar fi mulțimea, dacă era în paranteze. Inclusiunea se calese între două mulțime. Aaa, vreți fi în paranteze. Da, asta. Așa, atunci. Dacă era așa, era corect în șapte. Da. Are logică acum. Păi, așa, simplu. Simplu. Deci, relația de apartenență se face între element și mulțime, cum este cazul aici, corect. Da. Dar relația de incluziune între două mulțimi. Eu trec un lucru ăsta ca o mulțime și de aceea am băgat între acolo. Ați înțeles? Acum am văzut-o ca submulțimea acesteia. Deci, pe mulțimea formată din elementul 2, am văzut-o submulțimea acesteia. Și între submulțime și mulțimea de bază, există relația de incluziune. Da? Așa. Dacă ar fi mulțimea mare, e ca cu toți aceiași naturali. De ce ați aștept din primul timp? De ce ați aștept din primul timp? De ce ați aștept? 6 și 6 și 7. Da. Nu știu să... Da.
Nu, pe trebuie să vin acasă ca să mergem pe urmă. Da? Așa, acolo, acolo, acolo. Da, da. Faceți finalul, copii. Nu uitați la like și share și vă abonați la Dorm Online. Și acum facem vizit pe zâmbă, profesor Redi de Repetit. Și ar fi o aici. Am văzut fracții. Și test. Fracții, mulțim, dar... Și operați, mulțim și dăm. Fracții, la fracții am făcut supraunitară, subunitară. Așa, fracții, tipuri de fracții. Da, tipuri de fracții. Tipuri de fracții, supra-tipuri și echilitare. Da. Apoi... L-am reprezentat pe... Așa, figurarea fracțiilor. Da. Tipuri de fracții. Așa, asta ce-am făcut mulțim. Mulțim, da. Operați mulțim și operați cu mulțim. Cu mulțim. Cerezi. Operați cu mulțim. Operație sub mulțime, operație sub mulțime. Asta este operație sub mulțime. Ceea ce am făcut, uniunea intersecției între operații, nu? Da, 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 da. Da. Mulțimea părților. Da. Mulțimea părților. Să nu uitați să dați